plecat, în primul rând, carnavalul venețian, pentru că mi-am dorit de foarte mulți ani să ajung să simt atmosfera pentru a o transpune pe pânză. Am avut ocazia aceasta anul trecut și de atunci, de când m-am întors, am lucrat la această minunată expoziție care însumează atât peisaje, cât și măști, naturi statice și așa mai departe. Masca venețiană este unică în lume, este o provocare a propriei identități, de a se căuta pe sine. Este ideea de mister, de duplicitate, de căutare a ceea ce se află dincolo de. Cu toții avem diferite interpretări proprii ale anumitor contexte sociale sau evenimente exterioare, iar în momentul în care ne metamorfozăm și ne ascundem în spatele măștii, devenim cu totul și cu totul altcineva. Mie îmi place să cred că avem cu toții o latură ascunsă. Sunt doar peisajele clasice pe care le-au abordat și ceilalți pictori până acum, Palatul Dogilor, lagune, poduri, străduțele înguste, căsuțele colorate din Burano și așa mai departe. Grădinile castelelor sunt niște grădini impresionante. Naturile statice oglindesc anumite bucățele ale interioarelor fastuoase din palatele venețiene, balurile minunate care au loc acolo, cu toată opulența și eleganța detaliilor, ale tacâmurilor și așa mai departe, am încercat să le surprind în acest gen pictural. Eu credeam că mascații sunt chiar localnici, însă am avut surpriza să descoper că sunt turiști pasionați de acest spectacol care se transpune de pe scenă în tot orașul. E minunat, însă până nu ajungi acolo, nu poți decât să te uiți la o parte din tablourile mele și să simți atmosfera minunată a Veneției. Farmacie.